Salut și bine ați venit pe Calm Gaming. Eu sunt GHSHUN și astăzi vom juca Clash Royale. Al doilea episod pe ziua de azi cu Clash Royale. După cum am spus voi, reîncepe seria. Hai să deschidem și acest cufăr. Da, bineînțeles că nimic bun. Îl pot... ce? Ok. O că au schimbat foarte multe chestii de când am jucat. Hai să dăm un battle. Am văzut toată lumea nebunit, efectiv, cu Ilies Vlogs și casa lui, care a luat foc. Aparent pe YouTube românesc nu este alt subiect de vorbă săptămâna asta decât casa lui Ilie și Ilie. Că și-a dat foc la casă, că nu știu ce, că sincer nu mă interesează de el și nu înțeleg de ce alții fac atâtea videouri despre el și despre casa lui. Până la urmă e viața omului, cine îi donează, îi donează, deși, sincer, deja mi-e scârbă de el, pentru că, pana mea, când vrei să-ți faci o casă, nu cer donații pentru casă. Muncești pentru acea casă, nu cerșești. Da, mă rog, e treaba lui, audiența lui, cine donează, donează, înseamnă că vrea să doneze, pentru că de-aia se numește donație. Cât suntem influențați sau nu, e treaba lor, treaba audienței lui. Mine chiar nu mă interesează. Și așa că vom reveni la jocul nostru. Se pare că i-am distrus o baricadă de aia. Fuck, ce dracu. Da, se pare că îmi distruge și el mie una. Aia e legendară. Chiar nu știu care e aia. Ok. Aparent e destul de ok când ne-a dat el. Deși habar n-am ce folosește. Ok. E foarte ciudat. Build-ul ăsta, cărțile, sunt foarte ciudate, vreau să zic. Hai! Oh, fuck! Ăla-i! Bine, bă! Unu! Ok. Bun. Ok. Vreau să zic ce de ce mi-a dat. Ok. Wow. Interesant. Acum îți dă gold în chest în funcție de ce? Cum câștigi asta? Probabil jucând, dar... Da, mă rog. Am o notificare și pe aici. Băi, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la video ăsta. O să mai fac video-uri cu Clash Royale destul de des. Cred că undeva la 1 la 2 zile sau chiar 1 pe zi. O să văd. Nu promit nimic pentru că nu știu cum mă pot ține de promisiune. O să fac și cu alte jocuri, bineînțeles. Dar nu pot face cu aceleași jocuri mereu. Pentru că cineva preferă să se uită la Clash Royale, altcineva la GTA, altcineva la Dead by Daylight. Și tot așa. Povoraci. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat, vă doresc o zi bună, nu uitați, sunt a treime de like, share, subscribe, salut!